Un nou incendiu a izbucnit în cartierele de lux din Los Angeles, distrugând mai multe locuințe și forțând mii de persoane, inclusiv unele vedete, să evacueze zona, în timp ce alte echipaje de pompieri se luptă cu flăcările violente care mistuie regiunile de lângă San Francisco. Întregul stat american, California, afectat în ultimii ani de incendii devastatoare și uneori letale, a fost plasat în stare de urgență de autorități. Nici casele unor vedete nu au fost excepție. Basketbalistul LeBron James sau celebrul actor și fost guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, au fost evacuați din calea flăcărilor. Câteva mii de persoane au fost trezite în toiul nopții de alertele primite pe telefoanele mobile, prin care li se solicita să-și facă bagajele și să evacueze cât mai repede locuințele. Autoritățile locale nu au determinat deocamdată originea acestui infern, însă estimează că ar fi izbucnit din cauza unui incident la unul dintre cablurile din zona unui stâlp de înaltă tensiune.